mai știu cine sunt. Am aflat că nu sunt copilul părinților mei. Fă-mi analizele, vreau să-i dau eu. Mi se n-aud. Toți trei analize complete. Vreau să mor. Ei, ei, ei. Nu vorbim așa. Analizele, rezultatul e categoric. Andrei nu este copilul vostru. Nu știu, simt că totul se duce de râpă. Nu mai știu ce să fac nici cu Ioana. Ce trebuie să fac să te convinc că te iubesc? Nu pot să cred. Te iubesc. Te iubesc, ce nu înțelegi? Fata pe care o iubeam. Te iubesc. Nu vrea decât să mă umilească. Poți să-mi spui și mie ce-i porcăria asta? Nu mai știi să guști o glumă? Sau nu-ți mai plac pariurile? Ce pariu? Puteam să jur, mă, că nu te-ai îndrăgostit de asta. Că tot ține atât de mult. Doar părinții ei mai cred în relația noastră. S-a întâmplat ceva cu Anca? Cine e la mea acasă? Faptele sunt următoarele. Fata mea se iubește cu băiatul dumneavoastră. Băiatul nostru nici n-a venit 18 ani. Căsătorie, ce mă... Ăștia ne-a bajocorit fata și acum ne-a de proști. Gata, asta umplu paharul. Te rog, dă-i afară în clipa asta. Tata, tu îți dai seama cum ai făcut de râsul liceului? Bagă-ți mințile în cap. Fă-ți un plan să pui mâna pe băiatul ăsta. La școală sunt numai probleme. Tu cu ideile tale tâmpite! Mama a fost dată afară din școală și acum e servitoare din cauza ta! Începând de astăzi, orele de actorie, directorul VEA Teatru, obligatorii pentru toți elevii colegiului nostru. Nu mă schimbă. Iar acasă, și mai multe probleme. Cine știe din ce familie nenorocită fi provenind? Dacă n-ai fi știut că nu e fiul tău, n-ai fi vorbit așa. Părinții mei au murit acum un an de zile într-un accident de mașină. Cum adică a murit? Așa zic și mei părinți au și ei probleme. Ia uite mă, ce faci mai? Ce faci în nebunie? Și lucrurile nu se opresc aici. Stai să vezi ce urmează. Deci da sau? Stai jos. Ceva extraordinar. Extraordinar. Ia uite, m-a schimbat ea la băiețul ăsta. Băi, femeia asta nu e în fire. Mara! Mara, găsire! Amă, des... Extra. Băi, Mara, mă! Amă, ce mă ții la ușă ca un câine? În călduri! Câine în călduri! Trebuia să te aștepți la asta când te-ai hotărât să mă înșeli. Lasă-mă, domnule, în pace cu prostile. Hai, mă, Mara, mă, deschide-mă, ce dracu-i face-o trebuie. Tu nu mai ai ce să cauți lângă mine și copiii mei. Ei, ce să spun? Dă și copiii mei, nu numai copiii tăi. Hai, deschide ușa. Ia uite, băi, frate. Cală-te de aici imediat! Hai, deschide-te să intru înăuntru, să-mi dă vorbă ca niște oameni normali. Ce dracu, mă, ții la ușă? Ia uite, băi, frate, bă. Ce faci, mamă? Îl arunci pe tata de acasă? Ce ai zis, mă, tu? Și tu ce te bași, mă? Multă trăiască! Multă trăiască! Multă trăiască! Multă trăiască! Multă trăiască! Multă trăiască! Ce e asta, mă? La mulți ani! Sunt mai așa, mă? La mulți ani, bărăi. Ia, dă-te la o parte, hai! Ce faceți, mă? De ce nu m-ați chemat și pe mine? Că vreau și să-i cânsare la mulțime. De ce nu? Pentru că ești o curvă. Păi pe cine faci tu, curvă? Pe cine faci tu, mă? Dar ce-am făcut-o eu? Mă, terminați-o. Mă, iartă-mă, dacă ea se vinde pe bani, n-am ce să fac. Ia zi-mă cât e scorul. Ți-ai făcut analizele? Franță mare ce ai. Diseară fac party bomb la mine. Băi, la mine nu e grădiniță, da? Deci doar la 12. Dar să vă îmbrăcați frumos, da? Classy. La mulți ani, băbă. La mulți ani, mersi, da. Eu nu intru la corpă de minori. Ai homo că nu te dau un zic. Hey, dear baby, hey! Andrei Rădulescu, nu? Andrei Angel. Da, știu cine ești. De ce nu intri în casă? Te privește și pe tine. Cred. Dacă trebuie.
Ioana, stai! Ioana! Ce vrei? Credeam că ești cea mai bună prietena ta. Ești. Și atunci de ce nu mi-ai zis nimic de Johnny ăsta? Și tu crezi că sunt o curvă? N-am zis asta. Dar ce ai vrut să zici? Las-o baltă, sunt nebună. Ia zi, vii diseară la Sara? Nu, că n-am fost invitată. Păi ia, hai, gata că nu mai am nervi. Hai, strângeți ce ai de strâns din casă și cară-te de aici. Nu, mamă, tata nu se cară nicăieri. Nu mă curăsesc. Păi, dar cum o să te curăsesc, iubito? Păi tocmai asta faci. Păi ce se făcut dacă măta mă gonește? Păi, ce vrei să facă? M-ai înșelat! Dar nu e adevărat! Dacă mă gândesc bine, Andrei am înșelat-o cu tine. Eu cred că lucrurile astea ar trebui discutate între patru ori, totuși. Nu vă mai chinuiți, copiii. Ea nu ne-a mai dat-o sfaturi și dă-i drumul afară de aici. Încercam doar să vă ajut. Să plecăm împreună, Andrei. Nu, rămâi, rezolvă-ți problemele eu, te știu. Mă, ieși afară odată! Ce faci, domnișoară, mă ajut? Nu. Nu mă obișnuiesc. Tu obișnuiești să strici casele oamenilor. Mara, nu e vina mea că Alex m-a ales. Și tu, e o vorbă românească. Dacă avea tot ce-i trebuie acasă, nu umbla prin vecini. Eu știu altă vorbă românească. Până nu ridică cățeaua coada. Nu se face primăvară. Cu alte cuvinte, mă faci curvă sau doar mi s-a părut? Da. Ai de gând să mă și bați? Nu. Nu-mi pierd timpul cu așa ceva. Pe Sandu, să zicem că n-am fost atentă, mi l-ai luat. Dar aș vrea să te rog să te oprești aici, să nu îndrăznești mai mult. Adică? Știi tu, firma, casa, te guturi cam mult pe lângă Anca. Nici nu mi-am propus asta. Nici n-ai putea. Sau în orice caz, dacă te hotărăști să o faci, aș vrea să știi că o să ajung să mă cunoști foarte bine. Păi, termină odată cu șantajul ăsta, termină cu șantajul ăsta, că nu ține cu mine, bă, nu ține cu mine! Termină odată! Bă, când o să afle lumea că ești un criminal, să vezi tu ce o să mai țină. De ce, bă, n-am fost amândoi? Ha? Împreună am omorât. Da, dar tu ai încuiat ușa. Ce vrei, mă? Să-mi spui ce secret ai tu cu Ioana asta, vreau. Adu-mi o bere și spun. Dar ce, fără bere nu poți? Sincer, nu. Păi tu nimic nu poți fără bere. Sincer, da. Mi-aduci berea aia sau ce faci? Dar ce mai e așa de grav? Să-mi iau și una? Nu te băi, lasă-mă. Eu zic că ar trebui să stăm jos, să vorbim ca niște oameni mari, oameni serioși, nu să ne certăm ca țigani. Ești incredibil, mă, incredibil! Ai putea măcar să-ți ceri scuze. Mamă, știi ceva? Te rog frumos, iartă-l pe tata pentru că nu vreau să plece. Îmi pare rău, Ancuță. Tatăl tău a hotărât că nu mai vrea să stea cu noi. Nu, tata a hotărât că nu mai vrea să stea cu tine. Pentru că vorbești urât cu el și l-ai dat afară din casă. Ancuța, stai puțin, că lucrurile sunt mai complicate, puiule. Să spun eu, în viață adică oamenii au și... Dar mă, zi și tu ceva, că eu nu mai găsesc vorbele, că sunt nervos. De ce? Că din cauza ta e așa. Explică-i fetică, poate înțeleg și eu. Nu te gândești că s-ar putea să vie și vina ta că am ajuns aici? Băi, gata, hai, gata, m-am plictisit. Ia, strângeți ce vrei din casă și cară-te dracului de aici și lasă-te în pace. Hai, nu mă nebuni. Dar ia vezi de chestia asta cu strânsul din casă tot ce vrei și să pleci, e valabil și pentru tine, nu? Mamă! Tată, te rog frumos, să nu cumva să mă lași singur aici.
Dacă ai de gând să pleci, ia-mă cu tine. Oh. Mai nu mă lăsa singură aici. Micuța, iubirea mea. Crede-mă că acum nu se poate asta. Dacă aș putea, aș face-o, dar nu se poate. Numai că îți promit eu că lucrurile nu o să rămână așa. Ioana. Ești o curvă. Curvă. Ești o curvă. 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 Ești o curvă. Curvă. Ești o curvă. Ești o curvă. Ești o curvă. Curvă. Ești o curvă. Curvă. Ești o curvă. 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 Ești o curvă. Ești o curvă. Ești o curvă. Aceasta e întrebarea. Monica, nu știu ce să zic. Ce, mă, nu-ți place niciuna? Sunt prea cumis pentru Sara, nu? Nu, eu cred că sunt cam prea scumpe. Cam prea scumpe? Băi, ăsta e avansul pentru o mașină, pe bune. Aoleu, ai nebunit, îmi plătesc chiria pe un an, ce ai, Doamne? Am dar cine mă ceră vouă bani? Oricum mă luc cu mine doar ca să nu merg singur la magazin. O plătesc eu. Mai bine rup chestia. Deci? Hai, mă, că luăm pasta, că m-am plictisit. Da, bravo, Cristi. Și mie tot aia îmi plăcea. Iar pasta e pentru mine. Special pentru mine. O ia. Monica, și gravează și numele acolo să scrii Monicapa. Nu, mă, eu vreau simplu, Monica. Vreau numai spart de la secretare în figură. Ia, 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 stai așa. Le luăm pasta, doamne. Am înțeles. Și... Paia, fă-i o fundă ceva. Facem cadou. Niște paiete, niște pene, a? Ceva frumos fi. Tot ce se face. Și uite aici. Trece și mie numărul tău de telefon. Numărul meu? Are iubită. Are și un copil. Are doi. Vezi, am și experiență. Și e foarte fericit cu el. Încântător, dar... Noi numim, de fapt, e Virgin. Niciodată. Bună, Ioana. Aici stai? După cum vezi. Bă, dar e mult mai ok decât ce se spune la școală. Chiar e ok. Uite ce cauți aici? Azi e ziua mea. Și ai bătut atâta drum ca să spun eu la mulți ani? La mulți ani. Acum poți să pleci. Nu, mă, stai puțin. Deci, eu am venit... Deși știu că ești supărată pe mine, dar eu am venit ca să te invit la ziua mea. Ce de treaba asta? Păi știu că noi doar nu ne înțelegem. Deloc. Da, deloc, dar ce sens are să ne mai dușmănim? Că nu mai avem nimic de împărțit. Sara, îmi treabă. Ioana, știu că am greșit și îmi pare rău. Dar, repet, nu mai avem nimic de împărțit. Știi că suntem cele mai bune voci din club, da? Și trebuie să fim unite. Știu că nu putem să fim cele mai bune prietene, dar hai să încercăm măcar să ne înțelegem. Ce zici? La mulți ani. Mersi. Îți fac o cafea? Da, dar de ce o cafea? Păi, la 18 ani ai voie. A, dacă ai ști câte lucruri am făcut eu până la 18 ani și nu aveam voie să le fac. Auzi, dar fără zahăr, da? Zaharina ai? Mă, îmi place la tine aici. E eco așa. Foarte eco. Nu e bine, mă! De ce nu vrei să te iei după mine? Că sunt orgolios eu de-aia. Aveți nevoie de ajutor, mă? Gata, mă, ne învață asta varianta manelistă a piesei. Ce credem? De ce, Riana, cântă și manele? Da, mă, cântă și muzică populară, nu știi? A, vrei să zici populară din aia de-a lor? Păi, haideți, mă, o dată, vă rog eu frumos. Hai să facem, că nu mai avem timp. Haide, mă, de frumos, o dată, vă rog. 1, 2, 3 și... Hai, mă, Don't make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm...
Elevii tăi? Da, eu i-am rugat să repete asta în cazul în care vrei să reclam pe cineva. Puțină decență, domn profesor. Nu se supără. Vreau să-mi cer scuze. Hai, lasă-mă. Da, nu mă aștept să ai încredere în mine, dar trebuie să-ți mulțumesc că directorul nu m-a reclamat la inspectorat. Te referi la dezmățul de la ora de actorie? Înțeles, dar ce fel de film vrei să faci? Nu trebuie să fii ironică. Nu sunt. Ba, ești ironică. Elevii dumitale mi-au transmis un mesaj foarte clar. Și anume? Muzica e viața noastră, lăsați-ne în pace cu orele obligatorii de actorie. Înțeles. Și ce ai de gând să faci? Ce să fac? Nu mai fac nimic. Directorul mi-a închis clubul, așa că nu mai fac nimic. Încă o dată vreau să-ți mulțumesc că nu te-ai folosit de prilej ca să mă distrugi. Plăcere. Lasă-mă telefonul ăla! Se sparge! Să merge! Să bată unde mi-au altă acum. Și chiar nu te ce scos pe gură, pentru că nu vreau să ne mai bată Ioana obrazul, că o facem râs în fața colegii, da? În fața la colegi, mă. Deci din acest moment, nu mai zici nimic, zâmbești frumos, dai din cap că da. Înțelegi, tu uiți la mine. Și la plecare, ca să nu stricăm impresia bună pe care am făcut-o, eu zic să rămână și tu doar faci cu mâna. Ai înțeles? Atât. Dar de ce? Atât? Atât, pentru că tu nu știi să vorbești, înțelegi? Cum, mă, eu nu știu să vorbesc? Nu știi, ești bătă, ești. Deci, domnișoară! Ia, uite cine e aici, avem musafiri! Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit ziua, la noi bine, în curtea noastră! Bine, v-am găsit, îmi pare bine! Bănesc că aveți un nume frumos, da, sper. Da, 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 Sara Anastase, încă o dată, îmi pare bine. Sara, puteți să-mi spuneți, e mai simplu. Constanța Cercel și tu poți să-mi spui Tanții. Tanții, eu Tanții. Vezi că e mirată de uimire, Gică, că nu? Da, e... Da, mie îmi place de acest beneficiu care l-are fata mea, și anume, de o mămică așa, mai în pas cu tineretul, așa, cu gânduri mai nu așa de învechite. Deci simplu decât tanții, fără... Da, fără... parvenitisme de astea, că noi suntem o familie mai modernă, așa, mai fusion. Fusion, e ok? Da, e super ok, da. Zbatem cuba! Zbate și cuba, tanții! Tata Sara are o petrecere în seara asta, este ziua ei. Are musafiri? Hai să nu ținem prea mult ca să nu întârziem. Dar nu, stați așa. Deci Ioana, mă simt extraordinar aici. Ai o familie fantastică. Tu știi cât mi-aș fi dorit să am și eu un tată ca domnul Gică? Deci mai chemam mai de mult, a? Aveți o cameră liberă ceva? Oricând la noi, dar eu nu înțeleg de ce n-ai invitat-o mai demult pe la noi, că la noi e casa. Dar stai, mă, că poți să vin acum după ore, că ești o binevoită la noi când vrei, da? Bine, da! Până că și grasa care s-a prins acum de omenia ta dă din coada care nu faci așa la străini, da, în față la... N-a fost niciodată așa de extempestivă, n-am văzut-o... Niciodată, da, nu? Da, e ziua ta? Da, fac 18 ani. La mulți ani și să spunem tot ce-ți dorești. Diseara am petrecere, am invitat-o și pe Ioana, o lăsați. Nu? E, da, e, cum să nu o lăsăm? Înțeles că noi suntem foarte libertini în ce privește... La mulți ani încă o dată. Ce faci? Am rămas eu capul familiei? Fac ce face bărbatul în casă. Măi, Andrei, asta nu e o soluție. Da, nu-mi zice că ți-ai amintit ce zi e azi. La mulți ani, eu! Vita mea! Să fii sănătoasă și să ți se îndeplinească toate dorințele. Da, mersi, dar puteai să faci tu un efort să fii în țară. Ți-am explicat deja că nu se poate. Rolul ăsta este o șansă unică pentru... Da, mamă, știu, marele Al Pacino. Dar serios, acum la câți bani ai, puteai să ieși un avion, să vii să mă pupi și pe urmă să te întorci la filmările tale. Da, da, am un contract semnat și dacă plec acum înseamnă să plătesc fiecare zi de filmare pe care o pierd. Da, bine. Hai, mai ai ceva să-mi zici că trebuie să-mi vină invitații. Hai, distracție plăcută. Sara, să nu uiți să-ți iei pastilele. Dacă încep cu asta, mamă... Și să nu bei. Dar asta știi tu deja, nu? Auzi? Unde ești tu acum? În casă, mamă, beau un suc. Casă? Ieși, te rog frumos, în curte. Și mă închide. Oh my God, nu pot să cred! La mulți ani, vita mea, la mulți ani. Doamne, mami, e ca
atât de drăguță și este toată a mea. Sigur că e numai a ta, dar o să ai și șofer și te rog frumos să nu ne certăm din cauza asta, da? Multe trăiască, multe trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, să nu bătrânească, la mulți ani. Ce duce spre mașina mea? Mă, dus de acolo! Sara Sims, ăsta este cadoul nostru de la noi și credem că se potrivește foarte bine cu mașina, nu? Da, 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 ești cu curile cu mașina. Mulțumesc, mă, deci sunteți senzaționali! Hai la parte, la parte! La parte, la mulți ani! E ciung-ciung mașina. Încă mama ta n-are nicio vină. Dar nu mă interesează, Nadia. Vreau să vină tata acasă, punct. Știu că e supărată, dar... Puteți să facă ceva. Ce-ar fi putut să facă? Nu știu, să se îmbrace mai altfel, mai... Nu știu, să se poarte mai frumos, să... Să-și pună silicone, botox. Da, de ce nu? Orice, numai să-l țină lângă ea. Anca, ești egoistă? Ei, sunt egoist. Tu nu-ți dai seama ce e în sufletul ei? De la sufletul meu s-a gândit cineva? Așa, da, 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 pentru ocazie, pentru toată lumea, da, unde să nu vă fie rușine. Așa, da, băi, 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 ia, 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 stați un pic. Ce faci frumos, ai venit fără peștișor? Cu ea nu mai râdeți. Răzvan. Da. De fapt, nu Răzvan, toată lumea. Dacă se mai ia cineva de Ioana, începând de astăzi, care, apropo, este prietena mea, da? Deci dacă vă mai luați de ea, vă luați de mine, ați înțeles? Hai, let's party! Yeah. Yeah. Hai, let's party! Păi bine, asta am văzut, dar nu înțeleg de ce. Că bunica mea dai pe aproape, da? Pentru că am o scurtă, dar să nu te înveți la tare. Deci nu te cred! Ce faci, mă? Mă bucur foarte mult că ai venit. Mersi mult! Hai, stai aici, mănâncă, bea, te șase de voi, da? Vlade, mersi pentru surpriză. Da, vreau și după aici, poate. Păi sit and go. De ce? Nu te las mafiotul? Nu. Pur și simplu nu beau. Hai, bea un pahar, te duc eu după aia. Mai extraordinar, ce să zic. Auzi? Tu ești Andrei? Da, frate. Mi-ai zis, Vlad, că tu compui piese. Da. Foarte tare, frate. Dacă o țineți așa, o să ajungeți... sus. Mersi, ce să zic. Dar tu cine ești? Frate, e Tuțu. Scuză-mă, frate. Bravo. Ce arfea, mă? Băi, frate, ce că cine ești? După ce că m-ai pus să-l chem să vorbești cu el, că a zis că, mă, poate mai facem o piesă, ceva. Hai, beți un whisky cu mine? Bă, noi rămânem pe bătă. Că nu mai am 2 ani, mă, bă, dar... Că nu-ți o ia, mămica, stai liniștit. Ce ești supărat? Vreau și el să se ducă la majoran la seara. Dar dacă e proș și a rămas tot cu asta nouă. Ce faci, bă, mă, scuip? Șeful. Unde e șeful familiei, ca să zic așa? Pe stras, muncește. Ca să trăiți bine. După cum se vede. Auzi, bă, Jackie Chan, ia plicul ăsta și îl dai lui tactul când vine. Bă, nu-l deschide, băi. Nu, șeful, dar de ce să... Ca să nu te omor după aia. Hai, mă, că ne vede, mă, stai, Doamne, mă. Doamne, vede că e noapte, măi, cu spatele și în negru. Hai, mă, mamă. A, nu mai ești supărat acum.
Păi, bă! Ups, s-a rupt. Bă, tâmpitule, bă! A plecat? Ioana, ești ok? Da, nu. Ai zis că nu vii la ziua seara. Așa am zis. Vrei să te las singur? Da, mă, hai, las-o, că am eu grijă de ea. Mă, că-ți plac stelele, mă. Dacă știam că ești așa romantică, îți arătam eu carul mare, ursa mare. Tu nu știi multe despre mine. Și apropo de asta, ia zi, care-i faza cu comătarul? Despre ce comătar vorbești? Cum, mă? Ăla care te-a dat de la școală. Eu credeam că între noi s-a creat așa o legătură puternică. Nu de-aia am pus un pariu. Da? Nu știu ce ți-ai imaginat tu, dar nu ești genul meu. Stai, mă, că nu înțeleg. Ție îți plac băieții cu merțan. Și eu am merțan. Stai. Ți-e îți plac ăștia mai copți. Exact. Îmi plac puști obraznici. Da. Ce să zic? Ne-ai făcut pe toți. Lucrătoare. Bun. Hai, închide repede ușa. Las că o închid eu. Hai. Hai ce? De ce am venit aici? Mai, eu cred că am fost destul de explicită. De ce crezi că suntem noi doi singuri aici? Când toată lumea afară se distrează, ce am putea să facem noi doi singuri aici? Zi. Nu știu, vrei să pregătim un duet pentru Sara? Dima, pune mâinile acum pe picioarele mele și nu știu cum faci, dar mă săruți. Urgent! Nu vreau. Tu nu înțelegi limba română sau? Înțeleg foarte bine, foarte bine. Păi și atunci de ce mă nu sari pe mine că nu te înțeleg? Zi-mi ce am! Am fundul prea mare, sânii prea mici, nu știu, n-am buzele conturate sau nu-ți place părul meu? Crezi-mi că mi-l fac cu placa! Păi chiar așa la voi acolo la Chișinău, nu știți cum să vă purtați cu fetele sau nu înțeleg de ce nu sar pe mine? Hai! Păi Monica, hai, sare pe tine mai târziu, hai și Dima, că trebuie să cântăm, hai! Da, mă, că de cântat am eu nevoie acum, o să cânt mai degrabă doine de jale, haide, hai! Alvena? Rochițe, una și fără spate. Pantofi. Plasma, mă rog, o plasma și aur. Pantofi, lasă. De asta să-ți iei tu o plasma, hai. Vreau și eu niște pufuleți. Așa, și din ce-ți rămâne să iei și asta mică niște pufuleți, că noi suntem generoși, hai. Tu, mamă, ce plasma iau mă cu un milion? Una ieftină din obor. Aia e peste 5. Așa, atunci ați iei una de jucărie, mă, care e problema? Că oricum de cât te uiți la aia, că tu nu înțelegi nimic. E bine așa?
Nu, nu e bine. Dă încoace banii un pic. Dă încoace. Nu ți papa că te-au de lenuța. Mamă, fii atent. Dă ăștia ție tu goldeanu și dă ăștia mie un Mercedes, mamă. Păi și pufuleții mei. Lasă, dă-i dracu de pufuleți că-ți fur unul din piață și ți-aduc. Ce mai dau bani și pe ea? Așa e bine, mamă, ca mine? Păi nu e bine că ești obrazii, mă, cu măta. Nu, uite, spune cum facem. De ăștia toți îmi iau eu Mercedes și de ăștia îmi iau frumos un băiat tânăr, șofer, 25 de ani, mușchi. E bine așa? Și din nou, pufuleții mei! O să spune, mă, ăsta, n-ai înțeles că-ți fură un sac în trei mai tași cu pufuleții tăi. Păi, în cazul ăsta vreau și un telefon? Să-i, mamă, de-aia cu surprize. Pufuleții de-aia cu surprize. Surpriză, ce surpriză, tată? Ce scandalul ăsta, bă, că se aude din stradă, bă! Dar ce vă certați? Da, nu! Ne gândeam ce pufule să-i luăm lui Gio. Dă-ia cu surprize sau fără. Da! Bă, ce faceți, bă? Iar dați banii pe prostii, mă? Nu ți-am spus că asta mică trebuie să mănânce sănătos? Nu ți-am spus eu asta? Fără pufuleți! Păi, fără! Ei! Liniște că sunt obosit! Gata! Nu mi-ai spus și mie de ce îmi vorbești așa? Nu mai avem ce discuta. Nu mai avem ce discuta. Sorry, baby, dar trebuie să ceropesc, avem o surpriză. Uite, vezi ce lipici între noi? Auzi? Mi-aș plăcut să-mi faci tu striptease, nu urâție aia. Sau poate să fac eu mai încolo. Știi? Așa, ca pe vremuri. Am și eu telefon. Atunci dacă ai și tu telefon, sună-l. Și ce să-i spun? Trebuie să te învăț eu ce să-i spui? Da, că văd că ești deșteaptă. Bine atunci, dacă sunt deșteaptă, am o propunere. Îl suni și îi spui așa. Sânduțu, drăguțu, vino, te rog, acasă, că nu mai putem să stăm fără tine. Lucrurile sunt mai complicate, Anca. Ba, nu sunt complicate deloc, mamă. Dacă vede cât de mult ne dorim să vină acasă, o să se întoarcă. Crede-mă. El a ales să trăiască lângă altă femeie. Știi ce faci acum? Mă pui să aleg între tine și el. Catina. Lasă-mă. The whispers in the morning.
Băi, hai să petrecem! Hai, mă, la voi! Hai, să bem! Bravo, vă v-ați aranjat. Care Mercedes-uri, care albene, care pufuleți. La mine nu s-a gândit nimeni. Ba, cum să... Gica, eu m-am gândit. M-am gândit așa, un CD cel mai scump cu toate concertele lui Dolănescu. Un CD? La ce să-l ascult eu CD-ul? Păi la Mercedes-ul meu, mă, când suntem în drum spre Albena. Sau în cel mai rău caz, dacă ne oprim în bazar în Istanbul, ca să-mi iau eu niște aur. Poți. De ce așa, mă? Îmi zic-o. Păi că eu m-am gândit, mă, ce e mai important pentru Gica meu, mă, decât concertele lui Dolănescu. Vezi tu, mă? Nu știi. Ar fi ceva. Știu eu ce. Nicule! Ei! E cineva mă acasă? Doarme asta, băi, frate. Băi, ce e că mă, tu ești, mă? Gică, papa. Da, eu sunt Gică, papa. Băi, am auzit că ești un vis în viață, așa. Da, mă, tale ești Narică. Eu o să mă, ce nu mă cunoști, nu te-ai trezit încă. Băi, am auzit că vrei să vezi El Clasico. Da. Real Madrid cu Barcelona, a? Da, 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 da. Băi, uite că visele câteodată se îndeplinesc. Eu sunt prieten bun cu Guardiola și am vorbit cu el și, uite, ți-am îndeplinit visul. O să pleci la ei și vezi El Clasico, uite biletul. Ce, mă? Hai, bă, lăsați-mă în pace. Gata, lăsați-mă cu prostire. Ia, uite, bă. Dar de ce prostii magică, mă? Dar de ce? Bă, lasă-mă în pace, bă. Stăm aici, aici vorbim ca ai vers pe pereți, ne aflăm așa, întreabă. De unde avem noi bani să luăm toate chestiile astea? Zi-mă tu. Zi tu, mă. A, zi tu. Cui? Ce? Ce aveți, mă? Ce aveți? Că parcă sunteți nebun, toți, nu știu, n-am despre ce vorbit. Eu de ați băgat berea în frigider, dar n-ați băgat frigiderul în priză. Din economie. Lasă că se răcește de la noapte, mă. De la noapte, din capul tău, poate. Jur că asta a fost cel mai tare cadou de ziua mea, deci nu credeam că poate să existe așa ceva. Am în sat. Mersi. Auzi? Ultimele două luni au fost groaznice. Nu suport să stăm despărțiți. Hai să nu ne mai despărțim niciodată, te rog. Ție ți-a fost greu? Dar eu ce să mai zic, mă? Nu știu cine sunt. Și de ce nu mă las să te ajut? Mă descurc și singur. Vreau să vin la tine la birou. Nu acasă, stai cu mintea acasă. Ești sau nu la birou? Înțelegi că am treabă. Sunt într-o întâlnire de afaceri, nu pot să vorbesc acum cu tine. O să vin eu mâine și o să ne vedem, da? Tată! Alo! Ce cadou mișto mi-a făcut băiatul ăsta de ziua mea, nu? Mine. Stai jos. Nu vreau să stau. Stai jos, ascultă. Nu vreau să stau jos și nici nu vreau să ascult. Nu, dar ce rea te-a făcut mafia. Nu, nimic, mie-mi plac și relea așa. Băi, ești beat. Vorbești mai prostii. Prostii? Eu nu vorbesc prostii, eu fac prostii. Și acum regrez ziua în care am pierdut ceasul. Meritai. Ha, vezi? Ceasul tău e la mâna ta. Ți l-am recâștigat. Andrei, lasă-mă în pace. Ce mă zic, că nu-ți da fel ca mafiotul ăla? Lasă-mă în pace, dă-te după mine. M-ai făcut-o cu rău, faci cu mine, mă. Andrei, încetează, ai nebunit? Bă! Bă, gata! Pleacă-mă de aici!
Bă, dracu, nu place de tipii toți. După... că e bad mort. M-am văzut. Hai stai aici că mă duc eu să vorbesc cu ea. Când am venit vreau să dăm o tură. Ia zi, frățioare, dăm o tură de casă și după aia o parcăm direct în piscină, a? Ce zici? Auci. Păi, frate, pare rău dacă am văzut ceva. Nu știam că ești cu Monica. Da, mă, stai liniște. Păi, sigur? Da. Dar ce faceți, mă, acolo? Vorbeam și noi așa. Ce vorbeați, mă, stai și mă din gură? Ce vrei să-i arăți? Cum e cu primul băi, bubu, gata, nu mă enerva, te rog. Băi, te-ai supărat acum? Nu, măi, nu m-am supărat. Băi, sigur. Băi, da, băi, hai mă odată, hai, lăsați femeile și veniți în mașină. Ia zi, bubule, ai tăi țeală cu mașină, dar nu țeală, că ai tăi. Bună, sunt eu, Anca. Pot să vin la tine? Adică, dacă nu te deranjez. Ioana? Băi, Ioana. Ce faci frumoasă? Ia hai cu mine. Răzvan, nu, băi, te-ai dus cu mafiotul ăla să te ești o curvă, așa că stai, hai, vii cu mine și faci. Ce știi tu, țăr? Să mă face! Uite, ăsta, 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 după ce că ești beat, mai ești și prost. Îți bagi joc de Ioana asta face. Nu te și vorbește cu ea. Eu n-am ce vorbi cu aia, mă. Nici noastră. Du-te tu și în pacul dacă ești așa grijuliu. Băi, hai mă, hai mă, lăsați mă discuțiile astea triste, că n-avem chef. Hai mă, băi, hai vlăduț, hai mă mașină, frate. Bă, hai mă, hai mă, după pe și noi o muzică. Treci, mă, mașină, hai, treci la mijloc unde-ți place ție. Bă, gata! Hai o muzicuță ceva, uite, îți dau de băut, te mai înveselești, să-ți treacă supărare, că vă spun că sunteți tot supărați. Ia, băi, băi, Andrei, băi, 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 băi! Intră, intră, Anca. Ia un loc aici, te rog frumos. Mersi. Zi-mi cu ce să te servesc. Un suc? Nu, n-am voie suc. A, da, n-ai voie. Un pic de apă, sigur ai voie, un pic, a, da, sigur ai băut. Zi-mi ce să-ți dau. Andreea, am venit la tine pentru că tu ești singura care poate să mă ajute. Zi-mi ce pot să fac pentru tine. Convinge-l pe tata să se întoarcă acasă. Te rog, te implor. Ceva? Să-mi spui și mie, te rog frumos, ce ai prestat tu de banii ăștia? Deci ori am băut prea mult martini, ori nu mai e! Deci de aici te prescot, nu mai e mașinita! Sunt fiitora de Cristin. Mamă, deci dacă îi faci o zgârietură, o să-l las fără... știe el. Hai, Monito, că vreau să mă îmbăt! Ești la mărca,
mirosa vodka, unde vrei să o opresc? Mă, te rog, Andrei! Pasă frâna! Băi, te rog, Andrei! Vreau să dau un telefon. Băi, ești plin de tupeu, băi, șmechere, băi! M-a sătrat că o sartă ăștia ca tine, de puști de ăștia acordiști care se urcă mașină și omoară oameni pe stradă. Știi cât ai acum ară pe lenie? Unul la mie, băi! Unul la mie! L-ai băgat pe ăla în comă, la nenorocit pe viață, mă! Domnule, vreau să dau un telefon. Pune mâna și spie aici, acum l-ai băgat pe ăla în comă. Pune mâna și spie. L-am băgat pe putare în comă! Vă rog să mă lăsați să dau un telefon. E dreptul meu. Vrei să dai telefon? Sună-mă după ăsta. Știi să butonezi? Sună după ăsta, că iPhone-ul n-avem. Deci, Andrei Angel, subsemnat, Andrei Angel. A mers muci de bea cu mașina noaptea, minor, fără carnet, și l-a băgat pe ăla în comă. Mamă, păi mamă, tu ai nebunit, nu poți să faci așa ceva. Andrei e iubitul meu. Vreau să vorbească cu tine. Da, Delia. Da. Am înțeles. Asta încerc să explic și eu. Bine. Ok. Te rog. Mamă, te rog, te implor să nu te pui plângere împotriva lui Andrei. Te rog, ascultă-mă bine. Mașina este luată pe numele meu. Și dacă nu fac plângere împotriva lui Andrei, care a furat mașina, înseamnă că sunt și eu complice, nu? Băi, mamă, tu ai nebunit, nu poți să faci așa ceva, că dacă tu te pui plângere împotriva lui Andrei, el nu o să mai vrea să mai aibă de-a face cu mine niciodată. Tu înțelegi, mă, mamă, înțelegi? Înțelege că nu am ce să fac. Tu ce vrei acum? Să ajung prin tribunale? Să ajung la poliție? Hai, te rog eu frumos să încheiem discuția asta, da? Am vrut să știi de la mine. Hai, te pupa, mama. Mi-ai regăsit să răspunzi la telefon? N-am chef. Da. Sandu-i acolo? Da, e bine. Dă-mi la telefon. Poate momentan. Da. Spune-i că Andrei are probleme mari. Nu bea, mă, până nu semnăm, măi. Fii atentă. Dacă te baci peste mine când negociez contractul, nu știu ce să fac. Eu negociez. De ce te-ai îmbrăcat așa? Mai mi-ai întrebat în mașină și mai ți-am răspuns. Pentru că așa sembra că o femeie de afaceri optimistă, într-o culoare optimistă. Și așa am furat? Să vădă toate astea? Ce? Trânge și tu, mă acoperă cu ceva. De ce, cu șervețel? Să mă acoperim indecența asta. E... Bă, duce-mă de aici cu glumele tale de sectorist. Și dă jos ochelarii ca să-l vezi pe om când vorbești cu el. E ca așa să negociază cu ochelarii, să nu se vadă ochii. Ăsta-i contractul, ăsta-i pixul. Da. Semnezi și îmi cedezi toate drepturile de reprezentare asupra Ioanei. Domnule Ogiuri, eu nu semnez niciodată nimic până nu citesc. Niciodată. Ce să citești contractul, e beton. Asta rămâne de văzut. Vă rog să ne lăsați să deliberăm. Sara, crede-mă că toți am urlat la el și toți am încercat, am făcut tot posibilul să-l facem să se oprească, dar... Băi, deci parcă nebunise, frate, îi spuneam, frânează-mă, frânează, și el tot accelera, parcă avea piciorul blocat pe accelerație.
Am încercat să-l oprim, dar n-a vrut nimic. Nu s-a oprit, n-a vrut. Nu, n-aveai cu cine să te înțelegi. Era bad nici. Băi, și polițistul în spatele nostru urla sirena și spunea să tragem pe dreapta. Și el nu mă, nimic, n-a vrut, nimic, nimic. Și noi care am crezut că a furat cineva mașina. Ce bine era. Seara ție ți-au furat mașina? Da, am găsit-o. Vă rog frumos, spuneți-mi tot ce știți despre Andrei. Absolut tot. Deci, dar vă rog, ce să știm? E la poliție. Unde să fie? Noi am dat declarațiile și... Cristi, am înțeles toți. De unde-i Bubu? Cristi? Vlad? Vă rog frumos să nu mai țipați la mine, sau nu știu ce scrie pe ușă. Mie să-mi spui ce s-a întâmplat. De cheia de la paște. Deci spune ce s-a întâmplat, unde? Un coleg de-al meu e în comod în cauza băiatului dumitale. Adică cum, ce l-a lovit el cu mașina? Nu l-a lovit cu mașina, dar în timpul urmărilor a căzut cu motocicleta. Dacă nu știa să conducă, ce să-i facă? Extraordinar, nu știa ăla să conducă. Auzi, nu mi-a impresia că nu știi. Eu cred că dumneata nu știe cu cine vorbește. Ai auzit de asta, nu ai el? Vezi? Hai, spune, ce s-a întâmplat? Păi e prost, e cum nu se poate mai prost. Adică? Păi băiatul noastră minor a furat o mașină, a condus sub influența băuturilor alcoolice, n-au oprit la semnul agenților. Bun. Dar oricum nu l-a lovit el cu mașina, deci nu poate fi acuzat de vătămare corporală. Nu l-a lovit el cu mașina, dar ăsta polițistul a tras de ghidon ca să... Bun, hai că ne pierdem în amănunte. Du-mă la el, vreau să-l răscut. Da. Hai. Ca să ne siguri. Am înțeles. Unde-i mama, că pe-am chemat-o? Măta. Păi măta nu e în stare de nimic, de-aia m-am trimis tobile să se scoate aici. Așa și ce vrei să cad în genunchi să-ți mulțumesc acum? Băi, vezi, poate mă păgubești la vreo palmă. După ce ești într-un rahat, cred că să mai faci până nebun. Știi că ai tupeu? Hai că poți să-mi ții moral și pe drum. Plecăm sau... Unde să plecăm, bă, băiatule? Unde să plecăm? Bă, tu ești dat, ești drogat? Tu realizezi ce ai făcut? Tu realizezi unde ești? N-am chef să vorbesc despre asta cu tine acum. Bai să vorbești. Hai să vorbești, băiete, că eu sunt taică tu. De câte ori să-ți explic că nu ești taică, de câte ori? Păi și ai dreptate. Așa e, mă, nu sunt taică tu. Păi ce, tu ești copilul meu? Păi ce, tu semeni cu mine? Păi ce, copilul meu face tâmpenii pe care le faci tu? Nu, bă, băiatule, tu ești un dermeteu. Tu ești un lăutar criminal. Auzi, de ce? Să-ți fie foarte clar. Începând în clipa asta, nu mă interesează nimic, nimic din ce faci în viața ta. Ai greșit? Plătești. Așa e în viață. Îmi pare rău că am întârziat, dar uite pe cineva m-a dus. Anca o să înceapă să vină la club de acum încolo. Anca, ce face Andrei? Andrei a greșit foarte rău și din cauza lui cineva suferă acum. Fratele meu nu e rău. Nu am spus că e rău. Pur și simplu nu reușesc să-mi dau seama cum a putut să fac așa ceva. Eu vreau să vorbesc cu el. De ce nu se poate asta? Nu înțeleg. Imediat ce o să am vești de la spital sau de la el, o să vă anunț. Bună ziua, mă scuzați că am întârziat. Ce s-a întâmplat? Nu vă curs pe bani. Nu trebuie să-mi spui tu asta. Uitați, măi, de viața voi depinde Andrei. Andrei a făcut o greșeală. A băgat un om în comă. Nu știm dacă e vinovat. Stai să vedem ce s-a întâmplat. Uite ce s-a întâmplat. Stai jos. Să nu te miști. Astăzi nu o să cântăm. Astăzi aș vrea să vorbim. Astăzi aș vrea să vorbim și să-mi spuneți ce înseamnă pentru voi libertatea. Aș vrea să-mi spuneți dacă pentru voi libertatea înseamnă să faceți ce vreți, cui vreți, când vreți. Da. Da? Scuze. Vrea să înceapă cineva?
Să încep eu? Te rog. Pentru mine libertatea e atunci când te cicălesc ai tăi, când te cicălește mama, când îți dă să mănânci și când te roagă să nu întârzi la școală. Sau tata, când îți ține morală că ai băut și tu o bere. Chiar și atunci când te roagă să nu întârzi și să ajungi la acasă la ora 12 sau... Pentru mine libertatea înseamnă să ai o familie. Ori asta nu se mai poate. Nu pentru mine. Câțiva dintre voi știu asta. Și știu și cât de mult m-am chinuit să păstrez secretul. Vlad, nu trebuie să... Ba da. Nu mai vreau să mă ascund. Părinții mei au murit acum un an de zile și de atunci trăiesc singur. De când mi-ai dat interdicția. Îți ridic interdicția, mă. Haide, uite-te, haide că vine omul ăla. Haide, uite că a venit. Ați citit? Bineînțeles. Și? În principiu, suntem de acord, dar... Zi, Tănțico? Eu am o nelămurire. Câte procente o să câștigăm noi dacă e să câștigăm? Corect. Păi scrie acolo, negru pe alb. O să aveți un procent din tot ce se câștigă de pe urma Ioanei. Din cântări, din filmări, din șerci, din tricouri, din pixuri. Dacă e trecute și pixurile, eu zic să semnez cu pixul. Semnez? Da. Revenit? Comp de gradul 3. Nu, mami nu ne-l salvează. A dus să vorbesc cu soția lui. Ce să-i spui? Că băiatul tău e de vină de accidentul care i-a nenorocit bărbatul? Poate vrea să-l ducă în străinătate, îl duc eu la Viena. Nu, banii rezolvă totul. Așteptăm să-și revină. Eu nu pot să stau fără să fac nimic. Nu pot! Ajutor! Duceți femeia în salon și trebuie să-ți din cap să vorbești cu ea. Ridicați. Brancardier! Vlad, îmi pare rău, n-am știut. Nimeni n-a știut. Am fost frică. Dacă se afla, ajungeam la orfelinat. Cum să ajungi la orfelinat? Simplu, nu am 18 ani. Singurul profesor care a știut e domnul Bobby Iordache. Și noi ne-am purtat atât de urât cu el. Bobby a știut? Da. Și, în plus, mi-a demonstrat că e un om de încredere. De fapt, din cauza noastră a fost închis clubul de actorie. Noi doar am încercat să-l protejăm pe Vlad. De acum înainte noi să fim familia ta. If God had a name.
Vreau să dau un telefon. Domnul Angel, dumneavoastră nu sunteți în situația să cereți ceva. Bun. Atunci vreau să știu în ce situație sunt. Mă, băiatule, tu chiar nu înțelegi ce ți se întâmplă? Agentul de poliție care s-a accidentat din cauza ta e în comă profundă. În momentul ăsta viața lui atârnă de un fir de păr. Domnule, chiar nu înțelegeți că n-am vrut să fac rău nimănui? Mă, băiatule, tu mă iei drept prost? Tu ești vinovat. Dacă omul ăla moare, îmbătrânești la Jilava, înțelegi? N-ai cum să omori un polițist să scapi, basma curată. Ok, bun. Atunci vreau să dau un telefon. Eu ți-am mai zis, n-ai dreptul la niciun telefon. Nu trebuia să ne vedem la depozitul de mobilă? Pe unde umbli? Ce ai făcut cu Andrei? L-ai scos? Nu. Cum nu? De ce? Uite ce m-am hotărât să-i dau lecție. Ia mai lasă-mă în pace cu prostiile astea. Dar trebuie să înveți odată că greșești în viață, plătești. Măi, să nu, tu ai nebunit de tot. Băi, nu vreau să spun de o bine de ori. Ăsta nu-i copilul meu. Gata. M-am săturat. Îmi pare și rău că te-am sunat pe tine. Lasă că din momentul ăsta mă ocup eu de copilul meu. Tu vezi de... Ce știi tu mai bine să faci? Foarte bine. Hai, ia mai lasă-mă în pace. Ce faci? N-am fost pe cuvânt, n-am vorbit. Am o veste. Cred că am găsit un donator pentru Anca. Mai vrea cineva să ne vorbească? Da, eu. Pentru mine, libertatea înseamnă... Înseamnă să nu mai depind de un aparat care îmi dă viață. Să nu fie frică. Să nu fie teamă că trebuie să moară cineva ca eu să trăiesc. Și să am din nou o familie fericită. În ultimul timp, mă simt liberă doar atunci când cânt. Pot? This is my shelter.
Da, bunicule. Bine. Vin. Trebuie să merg la spital, urgent. Mi-au găsit un rinichi. Te rog să nu te mai agiți atât, că mă agiți și pe mine și chiar am o karma bună azi. Nu înțeleg, mă, nu înțeleg. Cum e, mă, să stai 17 ani lângă un om și să nu se lipească nimic de tine? Bă, nimic n-a luat ăsta de la mine, înțelegi? Nimic, 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 nimic. Nu, ce vor fără să... Ce zici? Zic că e, nu e copilul tău, tot va trebui să-l scoți de acolo. Lasă că scapă, nu e. Nici nu e așa de grav ce-a făcut. La urmă ce-a făcut? A condus beat. Mare lucru. Nu l-a lovit el pe polițist. Așa că o să scape ușor. Băi, să-mi bag picioarele, bă. Alex, nu suntem singuri aici. Nu, mai târziu, mai târziu, domnișoară, mai târziu, că acum... Bă, tu stai seama că... Eu acum realizez, eu am rămas fără băiatul pe care mi l-am dorit toată viața. Andreea... Să știi că tu ești ultima mea speranță. Te rog eu mult. Fă-mi un băiat. Un băiat așa care să semene cu mine, să mă moștenească. Dar să fie al meu. Promiți? Promit. Mulțumesc. Ce să iau, mă, frate? Bă, ce să iau, mă? Bă, dar bine că pentru tine ai găsit ce să cumperi, gata. Pe tine te-ai aranjat. Mă, lasă-mă în pace, n-am și eu dreptul să fac un cocktail. Bă, dar zi, mă, ce cauți, mă, ca să te ajut, bă, că nu înțeleg nimic. Eu, mă, vreau și eu să iau un cadou, un ceva simbolic, așa, dar nu, n-am... Am vrei ceva simbolic? N-am, mă, ceva simbolic, na, scobitori simbolice, poftim. Bă, ești deștept. Lui frate meu e prea grătare. Gata, bă, ești deșteaptă, bravo, bravo, gata. Iau niște mici, fleici, cărnați, gata, îi cumpăr un grătar. Bravo, 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 bravo. Aoleu, am scăpat. Așa, mă. Ce-ai cu tine? Nimic. Nu sunt în apele mele. Păi văd.
Hai zi ce ai. Știi că poți să spui orice. Și ca și sora mea. Și dacă sunt ca și sora ta, de ce nu știam de părinții tăi? Ioana, te rog. Mi-a fost frică. Și știi și tu ce se întâmpla dacă se afla. Ne puteai să ai încredere. Mi-a fost frică, punct. Te rog eu frumos, nu mă judeca după ce am făcut. Bine. Eu mă gândesc la Andrei. Te simți vinovată? Dacă aș fi știut ce se va întâmpla, ce nu... Ce ai fi făcut? Zi. L-ai fi lăsat să te violeze? Vlad, l-am făcut să sufere. Uite, eu înțeleg. Pe bune că înțeleg. Adică ai momente când... Na, ai necazuri și simți că îți cade cerul în cap și o iei razna și nebunești. Ok, dar ai prieteni. Da? Ai prieteni care spun, băi, oprește-te. Bă, vezi că întregi măsura. Băi, mai domolește-te, las-o mai moale, las-o așa. Și nimic. Și acum uite unde s-a ajuns. Uite-te și tu. Nu ai de ce să te simți vinovată. Serios. Ok? Ce este? Pașaportul fetei. A durat cam mult. Și ăsta ce vrea? Ăsta e de sene. Te-am întrebat ce vrea. E turnător la gabori. M-am gândit să îl facem omul nostru. Foarte bine. Ce fac cu fata? Fata e frumoasă, e tânără, cântă foarte bine. E virgină. O să scoatem bani buni pe ea. Mergi la o cafea cu mine? Dacă nu ai treabă. Nu. Chiar nu am nimic mai bun de făcut. Bro. E să nu zici bro. Zici frățeca. Și când mă vezi, facem salutul ăsta, ea bate palma. Și pum. Hai, mă! Mai cu viață, hai! Și spargi. Hai, las-o așa. Azi, Vlad, spune-mi sincer. Tu chiar nu ești îngrijorat că sora ta umblă cu mafioții? Am încredere în ea. Dar să știi că eu și cu Johnny... Hai, mă, pe bune. Nu trebuie să-mi explici. Nu trebuie să-mi spui nimic. Eu nu cred ce spun ăștia. Dar să știi că nu se întâmplă nimic între noi. Mi-a promis că mă ajută cu muzica. Eu cânt și el îmi găsește contracte. Tare. Bravo, foarte bine. Dar mie nu poate să-mi găsească ceva? Dar o chestie asta mai rep, așa. Aha, aici în spatele blocului, în spate în microbuz. Hai că vedem ce se poate face. Mamă, ce faci? Mă las să dau singur casting aici. Băi, eu nu înțeleg de ce te frămânzi atâta. Doar asta am așteptat tot timpul, nu? În sfârșit, Ancuța sa e o șansă. Da, Sandu, dar cu ce preț? Băiatul tău să n-aibă niciun viitor? Băiatul meu? Mă, înțelegi odată pentru totdeauna că Andrei nu e copilul nostru. Nu e copilul tău, te doare undeva. Bravo, foarte frumos, mulțumesc. Dar te-ai gândit că poate a ajuns așa din cauza noastră? Eu ce să spun? Ce să spun? Dar ce, eu l-am învățat să fure mașini, să conducă beat? Măi, omule, copilul ăsta n-a făcut niciodată nicio prostie. Băi, din cauza noastră e așa și o să ajungă în închisoare. Băi, femeie, pricepe odată pentru Dumnezeu, copilul ăsta nu e copilul nostru. Ce dracu? Eu știu din ce familie de bețiv, că drogați o fi provenit. Gata, lasă-mă în pace. Am vorbit cu avocații, o să se ocupe ei. O să-l scot de acolo, de-ar fi să vând tot ce am eu. Dom'le, n-ai decât. Faci ce vrei. Vin de tot. Eu mă duc să vorbesc cu taică, tu să văd ce șansă e pentru Ancuța. Nu te duci nicăieri, tata e ocupat.
Măi, mi-i spui că și mie odată cineva ce aveți, dă mă țineți aici, degeaba. Te rog frumos, potolește-te și gata. Nu, dar ce aveți, spune și mie! Dar tu ce ai? De urle așa. Omul e în comă. S-au făcut analizele. E compatibil cu Anca. În sfârșit, o veste bună. S-a format o comisie. Monitorizează 24 de ore. Dacă se dovedește că e în moarte cerebrală, îl deconectează și Rinic ajunge la Anca. Cum adică, mai așteptăm o noapte? Sandu, e vorba de viața unui om. Noi așteptăm acum să moară un om. Da, dar să și salvăm un om. Alo? Vasile? Hai să trăiești. Eu sunt frate. Ce faci, domn procurore? A? Ai primit cadou de la mine? Așa, grătarul ăla, ți-a plăcut? Băi, Vasile, nu e scump, dar e din inox, bă. Ascultă-mă că eu mă pricep. Deci poți să faci pe el, poți să prăjești orice, orice, orice. Și un cadavru, dacă vrei să scapi de el, îl prăjești. Înțelegi? Ce, mă, te-ai supărat? A, ți ascultă telefonul. Păi da, bă, că nu mai poți, băi, în țara asta, nu mai poți, nu mai poți să faci nimic, asărea. Dau ăștia și ne ascultă telefoanele. Nesimțiți ăștia care au salarii mai mari ca noi. Ne rupem cârca pe teren și ei ascultăcioși ăștia asta și... Bă, ați întrerupt, a? Grația e, dracu, să vii. Securiștilor ce sunteți. Băi, frate, băi. Rafaele! Bă, ce cauze ești? Doru, poți să mese, ce faci? Stai jos! Băi, Rafaele, ai și o rugăminte la tine. O să beau și o dată o băutură de-asta de boiere, așa. Fă și mie un cocktail. Da. Te pricepi? Cum să faci? Torni un pic. Așa? În 3 sferturi de sifon. Așa? Bagi un pic de sare de lămâie, da? Niște boia, o linguriță de sare, una de zahăr, storci o lămâie acolo și la sfârșit arunci o măslină. Ce boia, mă, ce măsline, păi mie nu mi-e foame, mă, mi-e sete. Hai, mă, lasă-mă în pace că nu știi să scrie aici, pe instrucțiuni, cum să face. Este în engleză, nu știu, asta e limbi străine. Bă, tu vorbești serios? Da. Ia uite, bă, frate, mă, deci așa, mă? Înseamnă, păi, de ce greu să fii bogat, mă, înseamnă. Păi, dar au dreptate să văi deși ăștia. Dacă ești sărac, bei o bere și te culci. Da, așa. Bă, nu se poate, bă, deci, ca să te înveți, trebuie să știi engleză, mă. Când crezi că o să-i dea drumul lui Andrei? Ha, bar nu. Tot ce știu e că are mandat de arestare 24 de ori. Și dacă o să-l țină mai mult? Nu știu nici asta. Îți dai seama, e grav ce a făcut. Oare putem să vorbim cu el? Da, mai vrei să vorbești cu el? Vlad. Andrei nu e un om rău. Știu. Trece printr-o perioadă grea și nu ar trebui să-l lăsăm singur. Și asta știu. Cine e donatorul? Nu știu. Trăiește? Nu știu, încă ți-am spus, nimeni nu știe nimic. Mama? Te rog, spune-mi că nu e polițistul accidentat de Andrei. Vizitator. Te bucur să mă vezi. Cum ai intrat aici? Am omorât un polițist. Sara. E mama vedetă, are mulți fani și mi-au deschis ușile. Ia zi, mai aflat ceva de polițist? Nu. Dar eu simt că o să fie bine, deci nu trebuie să te îngrijorezi dacă te scoatem de aici. Păi nu mai pot, nu mai pot să stau aici, simt că îmi pierd mințile. Poți să vorbești tu cu mama când pleci de aici?
Da, da, după ce îmi dau ăștia telefonul, când îi stau, o sun. Ce vrei să-i zic? Nu știu, să vină asta la mine. Bine. Alandrei, dacă am rămas însărcinată noaptea trecută, nu ți-ar da asta un motiv să fii fericit, să lupți, să poți să ieși de aici, să ai... Sara, sunt în închisoare și o să trăiesc toată viața cu gândul că am murit un om. Dar nu l-ai omorât, că n-a murit încă. Sara, nu am cum să fiu fericit. Și? Bine ai făcut că nu i-ai spus. Hai, adună-te. Nu te lăsa doborâtă. Andrei și Anca au nevoie de tine. Cum e posibil ca viața fetei mele să depindă de omul care a ajuns așa din cauza lui Andrei? Nu tu ai ales asta. Dar ce să aleg eu, tata, acum? Să fiu fericită? Dacă Anca se face bine? Să fiu disperată că Andrei intră în pușcărie dacă Anca se face bine? Ce fac? Ce aleg? Zi tu. Nu noi alegem asta. Cred că îți datorez niște scuze. De ce? Pentru că ești un om mult mai bun decât aș fi crezut. Iertați-mă. S-a întâmplat ceva și eu nu știu? Domnul profesor Iordache a știut un secret de-al unui elev de-al nostru pe care a preferat să-l țină secret în felul ăsta, riscându-și poate cariera. Îl apreciez din tot sufletul. Da, și tu ai fi făcut la fel în locul meu. Ieri am crezut că îți bagi joc de mine, dar astăzi m-am lămurit că nu-i așa. Da, iar eu când greșesc știu să-mi cer și scuze. Și să recunosc asta. Da. Încă o dată toată admirația. Mulțumesc. Băi, ți-am zis să nu-mi dai cravata asta cu dungi? Mie nu-mi stă bine cu dungi, bă, mie îmi stă bine cu picățele. N-ai învățat? Bă, ție stă bine cu ce zic eu, că eu sunt aia cu gustul, mă. Eu sunt gata, putem să mergem. Mergem, dar mai încolo. Mai stai puțin, mai ai răbdare. Bine, atunci vă aștept la mașină. Băi, ia stai pe loc, mă. Ce a zis tactul să mai stai un pic aici? Vreau și o să aud, să auzim și noi repertoriu, mă. Mergem acolo să n-avem vă supiză ceva, să ne facem de râs. Lasă-o în pace! Dar ce-i sluga ta? Du-te încolo, vino încoace, vino încoace, stai acolo, cântă, nu cântă, lasă-mă, mai lasă-mă, dați-mi gură. Măi, Ionico, am zis să auzim și noi ce cânti. Uite, bă, ce soare e. Ce cânti acolo, să ne spui ce cânti, ca să vedem, poate-ți dăm vreo idee, poate... De asta am zis, să mai stăm puțin. Exact. Ia zic, ce cânti, ce? I can importa, you lost me, power of love și fireworks. Am ce mâncă Achille Importa, firebox și alea. Zic ce cânti, zic cu gura, adu-mă cafea. Ai adus-o, bravo. Tate, te rog eu, lasă-mă în pace. Hai să plecăm. Păi ce mai, ia vino cu ce mai. Ce lasă-mă în pace? Vino cu ce? Mă, uite de la mine. Ce lasă-mă în pace? Noi suntem părinții tăi, avem o responsabilitate, vreau să știu ce cânti, să nu te faci de râs acolo. Ai înțeles? Nu merge cu lasă-mă în pace. Ia vezi. Ia, dacă nu arăți ce cânti, nu plecăm nicăieri. Gata! A terminat! Hai! A quien le importa lo que yo haga? A quien le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Uite, vezi? Așa. Nu e bună. Nu e bună că e quien le importa, no te morta, nu, e murit așa, e gata. Zi alta, hai, dă-mi cafea. I am done. Smoking gun, we've lost it all, the love is gone. Nu e prea multă văicăreală, mă, nu e bună, mă, astea sunt de-astea, bucăți de-astea care se cântă dimineața la ciorba de potroace, e altfel, tu cânti la ora 9, astea se cântă dimineața la 5, la, ca inel de aur ăla, inel de aur, seamănă Dumnezeu cu ea, așa. Nu merge la 9 seara, alta, mai una, mai săltăreață, mai cu șvung, mai, hai. Baby, you're a firework. Come and show 'em what you work. Make 'em go oh. As you shoot across the sky. Te-ai învățat-o pe asta după pick-up și zărea acum? Păi ia mai tași, mă, că acum chiar mă enervez că nu te pricep deloc, mă. Păi mie chiar asta mi-a plăcut, mă, că e cu zvâc.
cu a, 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 că mai saltă lumea de la masă, mai e cu antren. A, a, a. Băi, având în vedere că la clubul ăla lumea e de nivelul putântica, când o fac? Deci de Dolonescu nici nu poate fi vorba, nu? Nu. Păcat de vocea. Haide, bă, hai să mergem. Hai, hai că bea ca și o beau până la poartă. De ce nu vine nimeni să ne spună ce se întâmplă? Ce să se întâmple? Se întâmplă că urmează să te faci bine. Nu înțeleg. Avem rinichiul, de ce nu mă operează? Bunicul mi-a spus că trebuie făcut cât mai repede transplantul, altfel nu mai e bun. Doar dacă... stăm aici și așteptăm să moară cineva? E polițistul pe care l-a accidentat Andrei. Mi-ai spus că nu e așa. De ce m-ai mințit, mamă? Anguța, liniștește-te, liniștește-te. Ce să se întâmple cu Andrei? Nu știu, să vedem. Mai întâi rezolvăm problema ta și pe urmă avem grijă și de el. Andrei e fratele meu și n-aș putea să mă împac cu gândul că eu mă fac bine în timp ce el stă în închisoare. Mă duc să vorbesc cu tata. De ce nu pot să mă fac bine fără să sufere cineva? Anguța, Anguța. Mechere, ce faci? Fii atent la mine aici. Am vești bune pentru tine. Ești? Spune-ți. Procurorul a decis că ești pericol public. Așa că poți să mai rămâi vreo 28 de zile pe aici să te odihnești. Cum adică? Ce dracu, vrei să zic mai rar? Ești arestat pentru 28 de zile. Credeai că poți să mori în gabă, nu? Cum ziceți voi, te scape banii lui tactul, mă? Uite că să mai face și dreptate. 28 de zile. Dar să știi că îmi pare foarte rău.